Bun găsit la știrile din sport. Constantin Schumacher a fost prezentat oficial în funcția de antrenor principal al echipei CS Mioveni. Constantin Schumacher, Andrei Mărgăritescu și Iulian Tameș, noi antrenori ai echipei CS Mioveni, și-au exprimat optimismul că vor reuși rezultate importante cu trupa argeșană, care în vara aceasta a fost nevoită să schimbe major în lot după ce a retrogradat din prima ligă. Obiectivul Miovenilor este menținerea în Liga a doua, o clasare între locurile 8 și 12, după cum a spus președintele Consiliului Director Dumitru Olteanu, cât și promovarea cât mai mulți tineri jucători din cadrul clubului. Sunt bucuros că fac parte din acest grup. Noi ca și staff nou suntem fericiți că facem parte din acest grup, ne dorim să facem doar lucruri bune aici, la Mioveni. Știu că echipa vine după o perioadă grea, retrogradarea în Liga a doua, dar cu dorința noastră, cu ambiția noastră, cu tinerețea noastră și cu dorința jucătorilor, sperăm ca această echipă să aibă niște lucruri noi, niște automatisme, combinând jucătorii care au rămas de la echipa din Liga 1 cu jucătorii tineri pe care îi promovăm de la centrul de copii. Sperăm ca acest mix să fie de bun augur și să putem face față cu brio la Liga a doua. Nu va fi ușor, știm acest lucru, dar vom face tot posibilul să ne atingem obiectivele și să putem să promovăm cât mai mulți jucători tineri la echipele fruntașe din campionatul intern, a spus Schumacher.